Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție BRD Tennis Insider. Suntem într-o zi în care Sara Errani, favorita turneului, s-a calificat în sferturile de finală, iar fetele noastre, Sorana și Alexandra Dulgheru, joacă în seara aceasta. După cum v-am obișnuit, am alături de mine pe doamna Lumința Paul, specialista noastră de serviciu, și pe Andrei, colegul nostru de la 30-0. Iar invitata noastră specială de astăzi este Andreea Mitu. Bună ziua! Bună ziua! Încă e zi! Încă e zi! Andreea, felicitări pentru meciul de ieri. Mărturisesc că eu am văzut doar ultimul set, am apucat să-l văd live. Știm că Anica e o jucătoare bună pe zgură. Cum a fost meciul și cum l-ai abordat? Da, mulțumesc mult și mă bucur că a fost atâta lume, în primul rând. Chiar nu m-am așteptat să rămână după primele două opriri. Dar da, a fost un meci foarte greu. Noi vorbisem să facem antrenament. În ziua când se făcea tablou, știam că o să mă duc la tablou, dar nu prea te gândești. Noi suntem colegi de echipă în Germania și zic, hai zic că fac tablou, cu cine vrei să joci? Și până la urmă ne-am tras împreună. Într-adevăr, este o zgurist, a făcut și ea turul 3 la Paris. Am simțit că condițiile meteo s-au potrivit foarte bine, un teren mai moale, ea se mișcă foarte bine, mingile erau mai greoaie, erau umede și pe mine nu m-a avantajat deloc, cel puțin primul set. Vii după o perioadă puțin mai dificilă pe iarbă, dar după un succes extraordinar la Roland Garros. Țin și acum minte meciul cu Pliskova și în setul 2 a fost un set nebun. Ai revenit de la break și ai câștigat 4 game-uri consecutive ca să închizi setul. Cum s-a desfășurat? Deci nu mai mi-amintesc ce s-a întâmplat. Într-adevăr, sezonul de iarbă a fost unul destul de rău, nu ne-am așteptat, dar se întâmplă. Deja am trecut la alt nivel, este un nivel mult mai greu, cel mai de sus, și mă confrunt cu alte probleme. Dar da, nu mai mi-amintesc exact ce s-a întâmplat la Paris, s-au întâmplat foarte multe, au fost meciuri într-adevăr foarte bune și mă bucur, m-a ridicat foarte mult rezultatul. Noi ne le amintim, pentru noi e mult mai simplu să le ținem minte. Cum a fost meciul cu Francesca? Pe ăsta ți-l amintești? Măcar... Da, mi-amintesc că am plâns la sfârșit. N-am intrat cu gânduri negative în teren, dar știam că o să am un meci foarte greu și am încercat pe cât posibil să mă bucur. Știam că ei place să joace cu publicul, se distrează, face spectacol. Am intrat în teren și am crezut că ea era deja acolo și m-au aplaudat și zic, wow, ce chestie. Și imediat a intrat și ea după și aplauzele au fost probabil înzecite și am zis, e clar, nu joc mai contra ei, joc și contra publicului. Da, a fost un meci foarte frumos și va rămâne un meci de referință. Știi că am vorbit atunci despre ce înseamnă să joci împotriva unei foste câștigătoare la Paris, o jucătoare specială, o jucătoare cum poate că astăzi nu se mai întâlnesc cu un joc clasic, nu? Spuneai atunci că parcă nu știai cum îți vine mingea diferit față de ceea ce vedem aproape în fiecare Spectur, zi. Da, are un joc atipic. Mm-hmm. Un joc care se practica poate acum 5 ani, 5-10 ani, nu știu. Eu abia acum am urcat. Mm-hmm. Dar da, este o jucătoare care încă te incomodează foarte mult și încă îi place. Chiar... auzeam niște bârfe, niște vorbe, că ar vrea să aibă un trainer tot timpul cu ea, un fizioterapeut, că asta îi lipsește și asta simte că are nevoie cel mai mult, că, slavă Domnului, experiența are destulă. Da, cu Schiavone încă e greu să joci, e o mare competitoare, nu? Odată că nu-ți lasă nimic, apoi că joacă foarte divers. Eu am văzut meciul dinaintea meciului tău, cu Kuznetsova, un meci absolut nebun. Și eram un pic, aveam emoții, adică mie mi s-a părut mai tare meciul cu Schiavone, sincer, a fost surprinzătoare victoria cu Pliskova, dar după aia când m-a pus și Adi să fac o cronică la tine și Schiavone, credeam că o să pierzi. Dar, sincer să fiu, și pe mine m-a bucurat mult mai mult meciul câștigat cu Schiavone. Posibil nu am realizat imediat ce s-a întâmplat după ce am câștigat turul 2, eram cumva în trans, am zis ce am făcut, am câștigat, nici măcar n-am jucat bine, chiar eram supărată că n-am jucat bine. Dar, da, pentru mine a însemnat mult mai mult meciul cu Schiavone.
Da, și apropo de meciuri, scuze-mă, Luminița, de meciuri de-astea foarte importante pentru moral, a fost partida de Fed Cup, nu? Unde ai făcut punctul decisiv acolo. Iarăși am văzut meciul cap-coadă, nu mi s-a întâmplat foarte des, dar pe ăla l-am văzut cap-coadă. Cum a fost? Eu nu vreau să-l văd în reluare. De ce? A fost prea multe emoții. Da. După cum am mai spus, am aflat cu o oră înainte, după ce am făcut încălzirea toate patru, că o să intru în teren, am fost puțin în stare de șoc, chiar până ce am intrat în teren. Vreau, singurul lucru pe care mi-l doream era să joc bine și să-mi fac jocul meu. Știam că dacă fac treaba asta, toată lumea o să fie mulțumită. Am un joc puțin mai spectaculos, dar e greu să te ridici la nivelul așteptărilor când ai așa emoții. Dar publicul de acolo a fost incredibil. Cam ca aseară, da. Da, aseară, apropo de asta, da. Alex a fugit, aveam o ședință de redacție să vedem ce am făcut greșit data trecută. Azi eu plec, vreau să văd ultimul set de la Andreea. Luminița, te-am întrerupt. Vorbeam ieri cu Monica, apropo de ce ții minte dintr-un meci, ce ții minte azi, peste o lună, peste un an. Sunt lucruri pe care le ții minte, așa, a la loc? Da, ai meciuri pe care poate nu ți le amintești punct cu punct, dar cu siguranță ți le amintești și știi când ai dat-o în bară clar și când ai făcut un punct spectaculos. Dar sunt numai senzații? Nu, sunt imagini, adică dacă aș putea să le vizualizez, aș face. Și tot vorbind despre Paris, că am fost acolo, vorba aceea, după victoria în fața Francescăi, a fost o conferință de presă, e adevărat, într-o sală mai mică, dar o conferință de presă animată la care au venit și ziariști străini, au fost și italienii care voiau să știe ce-i cu tine, au fost și cei care reprezentau pe adversara ta viitoare, pe Alison Van Uytvanck din Belgia, și mi s-a părut că i-ai cucerit așa, se întreceau unul cu altul care să-ți mai pună o întrebare, care să te facă să zâmbești, să râzi, să mai spui ceva. Îți place să comunici? Îmi place să vorbesc, da. La un moment dat avea o prietenă o revistă și am vrut să am un articol al meu, dar timpul nu mi-a permis. Când am dat la facultate, am dat examen și la facultatea de jurnalism, dar iarăși m-am dus la ASE, au fost niște complicații, dar da, îmi place să vorbesc, îmi plac limbile străine, acum vreau să învăț italiană, dar după cum spuneam, timp nu prea este. Apropo de asta, că ai rămas din momentul ăla un fel de crowd favorite, nu? Darling, parcă în ultimele luni ai crescut foarte, foarte mult și notorietatea în România, te cunoaște mult mai multă lume dintr-o dată, presiunea cum e? Nu pot să zic că simt o presiune anume, dar acasă, nu știu cum te simt celelalte fete, mi-e puțin greu, dar mi este greu. Sunt niște emoții constructive, zic eu. Vreau să mă autodepășesc.